Ionis Fan, inspectorul școlar general, spune că primarii și directorii unităților de învățământ au apelat la aceste camere de supraveghere deoarece nu sunt bani suficienți pentru plata unei firme de pază. Dacă nu sunt bani pentru a angaja firme de pază, pentru a angaja personal specializat în a proteja viața copiilor unităților de învățământ, s-a apelat foarte multe unități de învățământ și comunități locale au apelat la sisteme de monitorizare video pentru că acestea ne ajută să identificăm problemele care apar între copii, în pauze, în timpul orelor, dar ne ajută să organizăm și examenele naționale de sfârșit de ciclu, atât examenul de valoare națională, cât și examenul de bacalaureat, înregistrând tot ce se întâmplă în unitățile de învățământ respective. Camerele de supraveghere s-au dovedit folositoare și în cazul disparițiilor unor bunuri ale elevilor. Sunt folositoare și din alt punct de vedere. Discutam cu directorul de la școala gimnazială Constantin Săvoiu din Târgu Jiu. Un copil și-a uitat hăinuța la școală, de fapt ieșise la ora de sport, a uitat-o pe baza sportivă, a venit altcineva și a luat hăinuța copilului, a doua zi au venit părinții și au solicitat directorului, au semnalat că a ajuns copilul acasă fără haină, s-au uitat pe sistemul de monitorizare și au descoperit cine luase hăinuța respectivă, iar persoana, ea o mămică altui copil, pusă în fața faptului împlinit și a recunoscut vina și a cerut scuze și s-a rezolvat destul de elegant această problemă. Adică bunurile copiilor și bunurile școlii sunt atent supravegheate de aceste camere de monitorizare. La liceul din Rovinar, montarea acestor camere de supraveghere se face în această perioadă. În acest moment, în unitatea noastră școlară, sunt montate în interior 10 camere de supraveghere a elevilor și a întregii activități din instituție, urmând ca până la începerea anului școlar să se monteze încă 6 camere de luat vederi, în special pe casa scărilor și în locurile care pot fi mai vulnerabile. Sunt bune și pentru susținerea examenelor, dar și pentru a vedea dacă, nu știu, se întâmplă vreo problemă, ceva? Cu siguranță. Pentru noi este un sprijin deosebit, pentru că imaginile se stochează și la eventuale conflicte, disfuncții, noi putem să urmărim și să identificăm locurile unde s-au întâmplat aceste evenimente.